Salutare și bine v-am găsit sau regăsit din nou pe canalul meu. Astăzi îți voi arăta cum poți să-ți confecționezi o husă pentru telefonul mobil din hârtie gumată sau hârtie spumă. Zic să nu mai lungim vorba și să trecem la treabă, ne reauzim la final. Vom avea nevoie de pistol de lipit, batoane de silicon, hârtie gumată sau hârtie spumă, are mai multe denumiri și se găsește prin Notion sau Jumbo, riglă, spray mat, ăsta este opțional, un cutter sau o foapecă cu o luamă cât mai subțire. Ăsta este telefonul căruia vreau să-i fac husa, așa că am să încep să îl măsor. Și apoi voi începe să fac două fâșii mari cât lungimea unei coli A4 și lățimea telefonului. Și apoi voi decupa. După ce am terminat de decupat fâșiile cu pricina, am să încep să le lipesc una de cealaltă cu ajutorul pistolului de lipit. Am lăsat să se răcorească siliconul și apoi am pus fâșia lungă pe lângă telefon și am tăiat-o cu 2 sau 3 cm mai mică decât lungimea telefonului. Și am lipit din nou. Am lăsat din nou să se răcorească și am întins cercul de hârtie gumată făcut înainte pe telefon. După ce am făcut treaba asta, am luat folie alimentară și am înfășurat telefonul cu ea. Vom avea nevoie de... astfel, evitând ca siliconul să se lipească pe suprafața telefonului. Apoi am să iau restul de hârtie gumată și am să-i lipesc spatele primei bucăți de husă. Presăm bine siliconul să se lipească pe ambele bucăți de hârtie gumată și apoi vom decupa. Aveți grijă să decupați bine, să nu rămână bucăți de hârtie spumată pe profilul husei. Am să măsor din nou husa, deoarece hârtia gumată a mărit suprafața telefonului și aplic pașii de la început. Decupez două fâșii lungi cât o coală A4 și apoi le lipez din nou pe lateralele telefonului. Apoi lipesc ultima bucată de hârtie spumată pe spatele husei. Am decupat și din câte vedeți, siliconul a ieșit și pe lângă hârtia gumată, așa că am mai măsurat din nou lățimea husei și apoi am decupat încă două fâșii de hârtie gumată și apoi le-am lipit pe lateralul husei. Pentru că în România nu există sau nu se găsește hârtie gumată gri, am să-l fac pe Thomas tot alb și am să-l pictez mai târziu. După toate astea, am să fac și fața husei. Măsor și decupez fața telefonului, având grijă să o fac perfectă, pentru că nu vreau ca telefonul să iasă din husă.
După ce am terminat de pictat, am presat telefonul, am lipit-o cu ajutorul pistolului de lipit și practic am cam terminat cursa. Mie personal mi s-a părut prea simplă și am decis să o fac pe Chelsea, cățelușa mea, tot din hârtie gumată. Așa că am făcut un șablon din care am decupat fiecare piesă și am lipit pe spatele cursei. Asta am făcut și cu amprenta și apoi am dat toată husa cu lac spray. Pe acesta îl găsiți în Dedeman, costă în jur de 20 de lei și nu topește plasticul sau alt material. Pastul ăsta este opțional, eu am dat husa cu spray să nu se murdărească având în vedere că am destul de mult alb pe ea. Când am ajuns în atelier, mi-am dat seama că mâna aia de acolo nu se asortează cu nimic, așa că am scos tot corpul cu un ac de sculptură, cred că așa îi spune, și în locul mâinii l-am făcut pe motanul meu, Thomas. După ce am terminat de pictat, am presat telefonul în husă, astfel camera lăsând o urmă pe care o pot decupa cu cartonul. Asta am făcut și cu amprenta și apoi am dat toată husa cu lac spray. Pe acesta îl găsiți în Dedeman, costă în jur de 20 de lei și nu topește plasticul sau alt material. Pastul ăsta este opțional, eu am dat husa cu spray să nu se murdărească având în vedere că am destul de mult alb pe ea. Vom avea nevoie de... Sper că v-a plăcut și că o să vă confecționați și voi astfel de husă din hârtie gumată. Nu uitați să dați like și share acestui videoclip și să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că m-ar ajuta enorm un nou abonat. Eu am fost Sebi de la DIY by Sebi Marcu și ne revedem data viitoare cu o nouă idee pentru grădină.